Hai, salutare, că și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe RDM, pe serverul Reduc. După cum știți, nu am mai conectat de un an ce. Și dacă am văzut că și aici mai sunt de vreo 300 și ceva de player, adică totuși e ceva. Haide-mi color am luat. nu mai știu exact. S-a schimbat multe, mă. Foarte multe. Față de când jucam noi ultima dată, s-a schimbat super mult. Suntem aici cu Starone pe voice, numai că el s-a cam pus pe mut. Și ce vreau să zic, bă, dacă îți place rege pe eu, cred că am zis prima dată Redem. Bă, da, adevărul că na, e un pic frustreală. kill, nu mai știu cum. Ah, ok. Așa îmi punem. E jos, acum. Nici nu mai știu. Quest. Ce quest-uri avem? Ce? Slash jobs. Detectiv. Fine, tracker. Am făcut și tracker mai demult, dar nu mai știu. Efectiv, farmer, bus driver. Am un bus driver. Hai că... Stai că trebuie să dau un pic mai tare dacă tot ești aici. Da, totuși. Și da, cred că mă urmărește poliția. Engine, enable, B, da, mă, B. B era. Nu e de roleplay, e de așa, Caterinca un alta. Bă, asta e. Ce a fost cu, cum se numește, cu redemul, oricum o să rămână acolo în trecut, știi? Deci, n-ai ce să faci, așa că, dacă îl pun aici, stai să văd. Ok, îl pun aici. 700? Mamă, câți bani de aici, nebun? 25, 16. Ia mă, că și apare pe unde să te duci și câte checkpoint-uri să-ți iei. Asta e bine gândită, mă, ești nebun la cap. Dog chat toggle chat cum facem chat size view emoji, mă rog, pot să-l fac mai mic sau mai mare. Așa e ok, părerea mea. O să mă colbez un pic că cam asta adevărul. Mi-am lăsat și mașina acolo, dar asta e, ce zic. Și din câte am înțeles, mai există pe asta. Mamă, câți bani avem. Dacă voi nu vedeți, mă. Unde să pun eu? Asta de la Eneba. Ia aici. Așa stă destul de ok. Avem de făcut 16 checkpoint-uri. Nu-i bai că le facem repede. Dar ce se întâmplă, mă? Îmi scade asta. Uite numai câte PPS-uri avem aici, bro. Deci, încă că e destul de mare. Deci, chiar destul de mare și multe scripturi adăugate și până alta. M-am luat după un coleg că făcea treburi de asta, știi, și mă rog, mi-a zis la un moment dat, când într-o discuție, nu știu cum a fost ca faza și a rămas cu, e bun, rămâi acolo atunci. Bă, și asta zic că e destul de ok, da, ce pe aici e stroller și un alt, dar oricum, față de cum era când ne jucam noi, e ok, părerea mea. Trebuie să căutăm clanuri, să ne băgăm, să vedem ce mai ui, dacă tot stăm aici și... Da, băieții au super mașini. Eu cred că ați văzut ce mașină am. Bă, așa de mult mă bucur că dezvoltă abilitățile de conducere venind serviciul de transport 700 de pasageri auto, am înțeles. N-ai intrat atunci, bă, dar primești banii deodată. A, e super.
No, și asta vreau să revin, că bă, eu am avut ce, eu am zis tot ce am avut de zis pe RDM, da? Asta e, să-și asume băieții pentru că sunt toxici. Atât cât și fondatorii care au acceptat acest parteneriat cu Sonic, Soric sau cum îl cheamă, și cât el, pentru că el a implementat scriptul ăsta, mă înțelegi? Și treaba asta e un pic cam ciudată, ținând cont că puțea toate drepturile de a mai face ceva, un exemplu. Cam asta e adevărul, că dacă se îmbată ăla care a făcut scriptul, să dăm un exemplu, da? Dacă ăla care a făcut scriptul se îmbată la un moment dat, dai seama că o să fie destul de nașpa, pentru că poate să dea ban global la toată lumea, sau să nu spunem de alte triburi. Vezi că hackerii, un exemplu, pot să spargă și baza de date. Și pe lângă că o sparg, o poți și șterge. Deci aici nu e bine gândită schema asta. Poți să ai tu securitatea vieții și poți să-i detectezi cât vrei. Ăia, după ce au intrat la tine pe sistem și tu nu mai ai ce mai face, să zic sincer, ai blocat accesul la toată lumea, la cine aveți scripturile, da? O idee pentru fondatori care nu, poate nu s-au gândit la treaba asta, că de acord au cu fost de acord. Bă, nu vorbesc, ok, da, am înțeles, treaba cu hacking-ul, toxicitate, un alta, dar băi, dacă vezi un player, da, că playerul ăla ce face? Deci către tine, bă, frate, s-a băgat un roleplay sau așa mai departe, sau poate băut, că și dacă ați văzut prin mesaje, bate scape, dacă ești băut ce vrea, mă, să-ți iei lumea părerea. Așa o dădea un pic la întors către final, cum ar fi că să pic eu de vină. I-am zis, zic, hei, tată, stai un pic, 2 minute. Nu e o scuză că ai fost băut, dar dacă ți dai atunci și eu pe camin, de ce înseamnă băutura la o persoană? E ziua ta, o dată pe an, da? Nu poți să nu bei nimic, sincer. Și cam am o vârstă până la urmă, adică am trecut de vârsta de 18 ani, major, așa că sunt adult, de fapt, nu major. Și dai seama că, clar, îmi permit, după ce vin acasă de la muncă, după zi de muncă, să mă duc să-mi deschid și o bere, să fiu sincer. Și dacă mi-am permis să deschid luni, până pe ziua mea, mai multe beri, tu nu trebuie pe mine să mă judeci din treaba asta. Trebuia să stai, să înțelegi că ți-am povestit în privat tot, toate problemele care au fost atunci. Și trebuia să înțelegi, da, frate, ok, hai că ți-l scoatem și asta e. Dar nu. El, de fapt, a ales să întrebe pe fondatorul unde am vrut să jucăm noi. Adică unde am vrut să ne continuăm seria de John. Cu John, de fapt. Și dai seama că băiatul, ce-ați, bă, cine știe ce au vorbit ei pe privamă? Sincer, asta n-am apucat să zic în episodul trecut. Cine știe ce au vorbit ei în privamă? Așa, 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 lasă-l, frate, că mă înțelegi? Păi dacă e, la data ce e dreptul unui player. Bă, dacă era pentru hacking, ok, se înțelegea. Dar așa normal, pentru o chestie ce efectiv nu și-a avut nicio legătură. Păi, man, mă scuz pe mine, ce zic? Vezi că ți-ai cam greșit un pic pe persoana. Bă, lăsând treburile astea deoparte, că ce a fost a fost, nu mai continuăm. De asta fac și episodul ăsta e acum pe server. O să ne jucăm iară 5M, Redem, Fortnite. Deja și așa am făcut foarte multe episoade cu Fortnite, pentru care urmează să fie postate pe TikTok, unde poate să fie chiar ok. Deci Redem-ul l-am și șters din calculator, pentru că nu mă mai interesează Redem-ul. Și ce să zic? Let's go! Așa cum
sincer să zic, sincer, cum știți bine story-ul, poate știți bine story-urile mele, am stat, mam, stai că nu cred că are microfon, dar în fine, acum am plecat oricum. Atâta timp, să nu uităm că eu am un story destul de bun pentru mine, sincer să fiu, și nici nu o să pare rău că am făcut treaba asta. Când am stat și m-am certat pentru Starone, că majoritatea persoanelor și-au bătut pula de el, uite pe un motiv, de ce nu l-am adus pe Starone pe redem. Pentru că și-l lua ban. Din păcate. Pentru că lumea nu-l înțelegea. Pentru că lumea nu e capabilă să înțeleagă o persoană de genul. Și era foarte, foarte ciudat. El oricum nu a avut timpul necesar, că ne urmează pacul în alta, mă rog, astea sunt probleme personale. Dar la asta mă refer, m-am certat cu el cu multă comunitate pe 5M, pentru că nu l-a înțeles și l-a criticat tot timpul. O mai fac de foarte multe ori. Pentru că băiatul n-a greșit cu nimic. Cine găsește sunt oamenii sănătoși care n-au un pic de creier. Dacă ei cred că au creat un script sau au creat un server, sunt gata scripteri. Nu adevărat. Aia înseamnă altceva. Știi? Și da, ne jucăm cu Starone în continuare. Chiar mă bucur, o să-l mai auzi și pe live-uri, totodată. Aici a fost problema mea, că am investit mai mult timp în Redem decât să fi stat când ar fi avut el timp. Așa că nu fac... Oricum, majoritatea persoanelor nu l-ați înțeles. Mai mult l-ați judecat, sincer să fiu. Deci... Da, nu e nicio problemă, că n-o să mai fie, că... Da, cam asta e. No, hai că mai avem 12 din 6. Bă, acum e, oricum, ce vreau să vă povestesc. Vă povestesc bine, sănătoși. Știu că n-am mai fost așa live, sau mă rog, știți bine că live-urile face când putem și pe asta, da? Bă, de ce să vă înțeleg? Nu pot, nu am timpul nici necesar, că dacă ar fi să n-am. Acum, după ce mi-am schimbat profesia, am făcut școala aia și așa mai departe. Acum nu mai am timpul necesar, vin foarte obosit acasă. Am mai multe treburi de făcut. Asta e, o să fie cel puțin, eu m-am calculat pe undeva la un an, doi, sincer să zic, încât să stai să înveți. Că după ce ai început să le înveți cam pe toate, bine, tot timpul o să vină ceva nou, deci nu poți zici că am pe toate le-ai învățat. O să fie mai ok, o să fie mai altcumva, o să, știi? Eu oricum mă străduiesc foarte mult, îmi place poziția pe care o am, îmi place totul. Deci, crede-mă că e super ok, super fucking ok. Îmi place foarte mult, nu... Și până la urmă, na, trebuie să ne ducem și noi cât mai sus, că până la urmă suntem încă tineri, n-am ajuns încă la 30 de ani. Și trebuie să ajungem de acum undeva, nu pe viitor, nu până alte zi, acum, pentru că acum contează, nu mai târziu, nu la bătrânețe, știi, banii să fac cel mai bine când ești tânăr, ca să te poți distra mai mult, nu la bătrânețe când deja nu mai ai ce să mai faci, sincer, o să fii putre de bogat și nu te mai poți distra, nu mai poți să mai mergi în cluburi, nu mai poți, ba poți. Deci poți, dar cam o sincer, cum e să te duci, să fim sincer, te duci la 50-60 de ani în cluburi, serios, sincer, deci totuși, așa că, bă, v-am lăsat, nu uitați butonul de like și
Subscribe. Stai să vedem ce skins mai avem. Mama, astea sunt ale roșii, mai am câte selected. Boom! Battle Pass. Ah, ok. Deci, am făcut și aici ceva. V-am pupat, nu uitați după domnul de like, subscribe și nu auzim pe data viitoare. Pa, pa!